Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă întorc din nou la dumneavoastră cu un al doilea model de floare din croșetul irlandez. Așa cum v-am prezentat în primul tutorial, vom folosi pentru aceasta firul de Scoția, voi lucra cu firul numărul 5 și voi lucra cu croșetul numărul 1. Chiar dacă floarea vi se pare complicată, veți vedea că în realitate este foarte simplă. Nu este nevoie de foarte mult timp pentru a realiza acest tip de floare. Veți vedea că și acest tutorial va fi foarte scurt și vom începe ca de obicei creând primul picioruș, primul ochi de lanț, scuzați. Deci avem un ochi de lanț și vom face un număr de 6 astfel de ochiuri de lanț. Deci, avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Acum vom închide în primul ochi de lanț cu piciorul alunecat și vom forma cercul în care apoi vom lucra floarea propriu-zisă. După ce am format cercul, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care voi lua firul odată pe croșet, voi intra în interiorul cercului, ținând în același timp și capătul de fir și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Pentru această floare vom avea nevoie de un număr de 16 piciorușe duble. Deci am lucrat deja 2, cel de-al treilea, scuzați, alunecă croșetul, firul este subțire, acesta este cel de-al treilea, cel de-al patrulea, și vom continua astfel până când vom avea un număr de 16 piciorușe duble. Deci interiorul cercului va conține acest număr de piciorușe duble. Vom continua să lucrăm singure și ne vom întâlni la capătul acestui prim rând. Deci nu uitați, 16 piciorușe duble. Am lucrat cele 16 piciorușe duble. Acum voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. Și voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi din nou voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi lucra un nou picioruș dublu. După care voi face 2 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet, voi intra în cel de-al treilea picioruș din rând, voi lucra un picioruș dublu, în următorul voi lucra din nou un picioruș dublu, după care voi face 2 ochiuri de lanț, voi intra din nou în următorul picioruș dublu,
voi face un picioruș dublu, voi lua firul din nou pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț și vom continua în felul acesta, iar de jur împrejur vom obține un număr de 8 astfel de grupuri de două piciorușe duble, despărțite între ele de două ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului grup de două piciorușe duble, cu care vom închide rândul. Un picioruș dublu, cel de-al doilea, două ochiuri de lanț și vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Acum, cu fir alunecat, vom intra în primul spațiu dintre primele două grupuri de piciorușe duble și vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care voi lua firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și în corespondența aceluiași spațiu format din cele două ochiuri de lanț voi lucra alte două piciorușe duble înalte. 1 și cel de-al doilea. Acum, din nou, vom trece în următorul spațiu unde vom lucra. Pentru început, două piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble înalte. Deci, în corespondența fiecărui spațiu, vom avea 4 piciorușe duble înalte separate de două ochiuri de lanț. Vom intra și în cel de-al treilea spațiu. Cele două piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț. Și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat. Și din nou cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul dintre aceste grupuri. În acest spațiu, noi vom lucra un număr de 7 piciorușe duble înalte. Pentru început voi face 3 ochiuri de lanț, apoi voi lua de 2 ori firul pe croșet și în interiorul acestui spațiu voi lucra 7 piciorușe duble înalte. Avem 2,
trei. Cel de-al șaptelea picioruș, dublu înalt. Iar acum, în spațiul dintre aceste piciorușe duble înalte din rândul anterior, vom lucra un picioruș scurt. După care vom intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și vom lucra din nou cele șapte piciorușe duble înalte. Cel de-al șaptelea, picioruș dublu înalt. Și din nou vom intra și între aceste patru piciorușe duble înalte din rândul anterior și vom face un picioruș scurt. După care ne vom deplasa în următorul spațiu. După cum vedeți, se formează petale. Nu este greu, este foarte simplu. Vom intra în următorul spațiu, vom lucra din nou cele șapte piciorușe duble înalte. Vă mai arăt o dată. Și apoi piciorușul scurt, așa cum vă spuneam, în spațiul dintre cele patru piciorușe duble. Vom continua. Deci am creat deja trei petale. Vom continua astfel până la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la ultimul spațiu. Aici vom lucra ultimele șapte piciorușe duble înalte.
patru. Cinci. Cel de-al șaptelea, picioruș dublu înalt. Acum, în spațiu dintre cele patru piciorușe duble înalte din rândul anterior, vom face un picioruș scurt, după care vom prinde cel de-al treilea ochi din primul picioruș dublu înalt pe care l-am format în primul spațiu, la începutul acestei flori. Deci vom intra aici. Cu fir alunecat. Și vom închide rândul. După cum vedeți, s-au format petalele. Acum voi trage un pic firul, îl voi lăsa un pic mai lung, voi scurta și voi închide rândul. În felul acesta, uitați-vă cât de simplu, cât de ușor am lucrat o nouă floare. Eu sper foarte mult să vă placă acest tip de croșet. Sper foarte mult să îmbrățișați cu drag și această tehnică și, așa cum vă spuneam în celălalt tutorial, vă rog să dați like, să distribuiți dacă vă plac lucrările mele, dar mai ales, în primul și în primul rând, vă rog să lăsați un comentariu dacă acest mod în care filmez este destul de explicit pentru dumneavoastră, dacă puteți înțelege, dacă puteți vedea bine ceea ce eu lucrez. Pentru mine este foarte important să știu dacă acest mod, dacă cu acest mod pot continua înainte lucrările pe care le execut. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi frumoasă și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!